O prietenă de-a mea folosește cuvintele egoism masculin, referindu-se la mine, și nu mi se pare adevărat. Am fost mereu deschis și vulnerabil la energia feminină. Mai mult, mi se pare că în cuvintele ei este un fel de ură îndreptată împotriva bărbaților. Explică-mi în ce constă egoismul masculin și la ce se referă o femeie atunci când folosește această expresie la adresa unui bărbat. Egoismul este egoism. Nu este nici masculin, nici feminin. Bărbatul a fost inuman față de femeie timp de secole și această atitudine a rezultat din cauza comparației, în urma căreia s-a ales cu un profund complex de inferioritate. Cea mai mare problemă: femeia poate să devină mamă, ea este capabilă să dăruiască viață și bărbatul nu. Acesta a fost începutul complexului de inferioritate. Natura își are bazele în femeie, nu în bărbat. Mai mult, în multe domenii e mai puternică decât el. Femeile sunt mai răbdătoare, mai tolerante decât bărbații. Femeile sunt mai puțin violente decât bărbații. Femeile nu comit crime, bărbații ucid, pornesc cruciade, se pregătesc mereu de războaie, inventează tot felul de arme mortale, bombe atomice, arme nucleare. Femeia este complet în afara acestui joc al morții. Nu este o simplă coincidență că bărbatul a început să se simtă întrucâtva inferior, așa că bărbatul s-a apucat să împingă, în mod artificial, femeia spre inferioritate. Nu i s-a permis educația, nu a avut independență economică, nu i s-a permis să iasă din casă, a trăit într-un fel de închisoare. Pare incredibil ce a făcut bărbatul cu femeia, doar pentru a scăpa de inferioritate. A făcut femeia să se simtă inferioară în mod artificial. Ea nu s-a referit la tine. Când iubita îți spune că dai dovadă de egoism masculin, ea reprezintă toate femeile, în timp ce tu reprezinți toți bărbații. Strămoșii au făcut atâta rău, încât lucrurile nu se pot echilibra. Așadar, când iubita îți spune de egoismul masculin, gândește-te, s-ar putea să aibă dreptate. Mai mult ca sigur că are dreptate, pentru că masculul s-a văzut superior atât de mult timp, încât îi se pare natural, nu-i simte egoismul. În schimb, femeia nu respinge sentimentele ei. Fii recunoscător și întreabă cum și-a dat seama de asta, pentru ca să te corectezi. Acceptă ajutorul ei. Tu negi pentru că nu simți că ești un macho, un mascul egoist. Totul este dintr-o moștenire, dintr-o tradiție. Fiecare băiețel îl are. Când băiețelul plânge, țip la el. De ce te zmiorcăi ca o fetiță? Fetița are voie să plângă, ea este subumană. Tu vei fi un mare mascul, nu ai voie să plângi. Și lacrimile băiețelului vor înceta. Rareori un bărbat ar da frâu liber lacrimilor, așa cum face o femeie. Ascultă, femeia, ai oprimat-o atât de mult, e momentul să fie ascultată. Lucrurile trebuie corectate. Măcar în viața de cuplu, fă în așa fel încât femeia să se bucure de aceeași libertate ca și tine. Ajută-o să-și recapete demnitatea și astfel să înflorească din nou. Permite-i să-și arate talentul, geniul. Nimeni nu e mai presus sau mai prejos. Femeile sunt femei, bărbații sunt bărbați, există diferențe, dar acestea nu fac pe nimeni superior sau inferior. Atracția este dată tocmai de aceste diferențe. Gândește-te la o lume în care ar fi numai bărbați. Ce urât! Viața este bogată pentru că există diferențe, atitudini diverse, opinii diferite. Nimeni nu este superior sau inferior. Oamenii sunt doar diferiți.
acceptă și ajută-ți femeia să fie liberă după secole de reprimare. Fii prieten cu ea, s-a făcut mult rău, a fost prea rănită. Iubirea ta o va vindeca și vei contribui astfel la conștiința întregii lumi. Nu te simți rău dacă femeia ta spune: ăsta este egoism masculin. Egoismul există în tine, într-o formă subtilă, nedetectabilă, tocmai pentru că se lăjluiește acolo de foarte mult timp și uiți că de fapt este vorba despre egoism. Primește ajutorul ei, prin care vei reuși să recunoști acest ego și să-l îndepărtezi. Întotdeauna te-am auzit spunând lucruri frumoase despre femei. N-ai putea ca, din când în când, să nu-i mai hulești pe bărbați? Dificilă întrebare. N-am dormit toată noaptea, am încercat din răsputeri să găsesc ceva plăcut de spus despre bărbați și trebuie să recunosc că nu există nimic în acest sens. Te poți convinge de asta și singur. O reporteră a unei reviste pentru femei a luat un interviu unui faimos general englez legat de viața sexuală. Domnule, vă amintiți când ați avut ultima dată o relație cu soția dumneavoastră? A început ea. Desigur, în 1945, a răspuns el cu un zâmbet subțire. După un moment de tăcere, femeia a spus: e foarte mult timp de atunci. Generalul și-a privit ceasul și a spus: nu chiar atât de mult, acum e doar 21:49. Bărbatul e ciudat. Dacă vei găsi ceva frumos de spus despre bărbat, informează-mă și pe mine. Te asigur că îmi voi accepta eșecul. Lumea suferă extraordinar de mult din cauza conflictelor riscate de energia masculină și de dominația ei. E nevoie de echilibru. Nu spun că energia masculină nu este necesară, ci doar că este o chestiune de proporții. Acum, 99% din energie este masculină, iar femeia există numai într-un mod marginal. Ea nu trăiește în curentul principal al existenței, rezultând astfel conflictele, luptele, războaiele. Această energie a adus omenirea în pragul sinuciderii. Moartea omenirii poate surveni în orice zi, dacă nu va veni energia feminină să o echilibreze. Aceasta e singura ei speranță. Al treilea război mondial poate fi evitat numai dacă va apărea suficientă energie feminină pentru a o echilibra pe cea masculină. Altă cale nu este. Nu marșurile pacifiste, nici protestele împotriva războiului. Și în acestea e prea multă energie masculină. I-ați văzut pe protestatari? Sunt violenți, fiecare marș al păcii se transformă într-o încăierare. Mai devreme sau mai târziu, se dă foc la mașini, se aruncă cu pietre în polițiști. Se strigă pentru pace, dar acel strigăt este de război. Energia masculină vorbește despre pace, dar se pregătește de război. Spune mereu că trebuie să luptăm pentru pace. Ce absurd! Trebuie să mergem la război, altfel nu va mai fi pace în lume. Pentru a obține pacea, mergem la război. Și uite așa, facem războaie de secole, dar pacea nu a apărut. În 3.000 de ani, omenirea a cunoscut 5.000 de războaie. Nu trece o zi fără o luptă undeva în lume. Vietnam, Israel, Cașmir sau alt loc, dar războiul continuă. Și nici măcar nu e o chestiune de schimbare a politicii, a ideologiei în lume. Nici asta nu ajută, pentru că toate ideologiile sunt masculine.
energia feminină trebuie eliberată, ea va aduce echilibru. Luna a fost mult timp neglijată, soarele este mult prea proeminent. Luna trebuie adusă înapoi în viața noastră și odată cu ea nu va străluci numai femeia, ci și poezia, estetica, iubirea, toate cele ce aparțin inimii. Tot ce e intuiție primește hrană de la lună. Să nu uiți, în fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, există ambele polarități, soarele și luna. Accentul trebuie pus pe lună, ne-am înclinat prea mult spre soare, suntem distructive acum. Pentru echilibru, hai să ne înclinăm în direcția opusă și încet, încet vom ajunge la mijloc, cu soarele într-o mână și luna în cealaltă, egale. Declar femeia și bărbatul egali și nu din motive politice. Îi declar egal din motive esențiale. Trebuie să fie așa, altfel viața va fi distrusă. Așa că găsește femeia din tine, hrănește-o, ajută-o să crească. Nu fi timid, nu gândi, sunt bărbat. Nimeni nu e doar bărbat sau doar femeie, amândoi sunt amândouă. Trebuie să fie așa, jumătate din ființa ta vine de la mamă, cealaltă jumătate de la tată. Ești o întâlnire a acestor două energii. Nu poți fi doar bărbat, nu poți fi doar femeie. Absorbe femeia, scoate-o în evidență, ajută-o. Devino mai delicat, mai receptiv, mai pasiv, mai iubitor. Meditația vine cu ușurință atunci când ești pasiv. Ea nu este o abordare a vieții, este doar o așteptare deschisă. Meditația vine singură, nu poate fi adusă, nu poate fi cucerită. Trebuie să te abandonezi, aceasta este semnificația femininului. La o ședință de terapie în grup, am descoperit că am multă violență în mine și că mi-este frică de femei. Senzația mea e că această frică provine din momentul nașterii, pe care am retrăit-o în timpul terapiei și care a fost foarte, foarte dureroasă pentru mine. Toate sunt interdependente, legate. Teama de femei este corelată cu teama în fața mamei. Toți trebuie să ajungă la împăcare cu propria mamă. Dacă nu te împaci cu mama ta, nu te vei înțelege cu nicio femeie, pentru că fiecare îți va aduce aminte de mamă. Câteodată vei fi mai conștient, altădată mai puțin conștient. Fiecare naștere este dureroasă acum. Civilizația a distrus nașterea naturală. Niciun copil nu se mai naște natural. Mama este atât de tensionată încât nu mai poate ajuta procesul nașterii. Ba chiar îl obstrucționează. Ea nu permite copilului să iasă, își contractă abdomenul. Acest lucru se întâmplă exact în concordanță cu viața tensionată pe care o ducem. Ideea modernă de bază, cea pe care se clădește toată anxietatea, este aceea că trebuie să ne luptăm cu viața și cu natura. Tu nu ești altfel, fiecare copil a suferit la naștere. Singurul mod de a scăpa de această suferință este conștientizarea. Odată ce o poți trăi conștient, îți vei înțelege și ierta mama. În fond, biata femeie și ea a suferit. Nu are nimic anume cu tine, este ea însăși o victimă. Nimeni nu greșește, doar întreaga împrejurare este greșită. Ea a venit încercată cu propria naștere și a aruncat-o asupra ta. A fost singurul lucru pe care s-a priceput să-l facă. Așa că dacă ești atent, conștient, poți să ierți. Și nu numai atât, vei putea simți și compasiune pentru ea și așa va apărea împăcarea.
nu vei mai duce cu tine nicio ură și acest lucru te va ajuta în relația ta cu femeile. Nu vei mai fi temător, vei fi iubitor. Femeia este unul dintre cele mai frumoase fenomene ale lumii, nu se poate compara cu nimic altceva. Femeia este capodopera lui Dumnezeu. Dacă ți este teamă de femeie, îți este și de Dumnezeu, de iubire, de rugăciune. Îți e teamă de tot ce e frumos, pentru că femeia întruchipează frumusețea și grația. Odată ce acest lucru se întâmplă, vei curge cu energia feminină din jurul tău și orice urmă de violență va dispărea. Violența este energie care trebuia să se transforme în iubire și nu a putut. O persoană violentă este o ființă care are în ea prea multă energie a iubirii și nu știe cum să o exteriorizeze. Iubirea e creativă, violența e destructivă. Energia creativă devine destructivă dacă nu e folosită. Grupul terapeutic ți-a adus în față lucruri foarte frumoase și importante. Mulți oameni vin la mine și spun că se tem foarte tare de femei. Din cauza aceasta nu pot stabili o relație adevărată. Oricând ar putea apărea această relație, frica e mai puternică. Toate relațiile vor fi contaminate. Nu vei putea fi niciodată în vreo relație fără jumătăți de măsură. Mereu îți va fi teamă, teamă de a fi respins, teamă că femeia te va refuza. Și mai există și alte feluri de teamă. Repetă-ți mereu, nu-mi este teamă de femei, în fiecare zi sunt mai bine. Și vei scăpa pentru o vreme, dar teama va rămâne acolo și va răbufni câteodată. Un bărbat căruia e teamă de femei a avut o experiență neplăcută cu propria sa mamă, care i-a cauzat această teamă, pentru că mama e prima femeie. Toată viața ta întâlnești tot felul de femei, nevastă, amantă, fiică, prietenă, dar peste toate acestea va persista imaginea mamei. Ea este prima ta experiență. Toată structura relațiilor tale cu femeile va fi bazată pe această unică fundație, relația cu mama ta. Așadar, când unui bărbat îi este teamă de femei, el trebuie condus înapoi în memorie spre sursa primordială a acestei temeri. Poate fi un incident obișnuit, minor, complet uitat, dar prin regresie el va afla când a fost rănit prima oară. Ai vrut să fii iubit de mama ta, cum vrea fiecare copil, dar n-ai prea interesat-o. A fost o femeie ocupată, membra a mai multor asociații și cluburi, sau mai știu eu ce. Nu a vrut să-ți dea să sugi, ca să nu-și deformeze sânii. Dintr-un astfel de motiv egoist, ți-a negat un drept al tău. Sau, poate au mai fost și alte probleme. Nu ai fost un copil dorit, ai venit ca o povară, nechemat. Te-ai născut pentru că nu a funcționat pilula. Poate și-a urât soțul și tu semeni cu el sau întruchipezi vreo altă ură a ei. Trebuie să te întorci în timp, să devii din nou copil. Nu uita, nicio etapă a vieții nu este pierdută. Copilul care ai fost este încă în tine. Copilul nu devine adult, ci rămâne înăuntru, în timp ce adultul se impune asupra lui, apoi se impune bătrânul asupra adultului, ca niște straturi succesive. Copilul nu devine adult, ci rămâne acolo, în timp ce stratul adult se suprapune peste el. Adultul nu devine bătrân, ci un alt strat, bătrânul, îi se suprapune. Semeni cu o ceapă cu multe, multe foițe și pe măsură ce înaintezi spre interior, straturile sunt toate acolo, intacte. Terapia ajută oamenii să se întoarcă spre copilărie. Se zbat, plâng,
țipă și țipătul nu mai aparține prezentului. Nu mai este al bărbatului de azi, ci al copilului ascuns în el. Când ajungi la primul țipăt, foarte multe lucruri se schimbă. Aceasta este o parte a tehnicii Pratiprasav. Pantajali, cu aproape 5.000 de ani în urmă, a predicat un sistem în care fiecare efect trebuia condus spre cauza lui. Numai cauzele pot fi rezolvate. Pustă-i rădăcina și numai atunci copacul va muri. Dacă tai ramurile, poți să aștepți mult și bine, copacul va crește și mai des. Pratiprasav este un cuvânt minunat. Prasav înseamnă naștere. Copilul când se naște este prasav. Pratiprasav înseamnă recunoașterea în memorie, regresul până la naștere și retrăirea traumei. E mai mult decât o amintire, e o retrăire. Amintirea e diferită, poți să te așezi undeva, în tăcere și să-ți amintești, dar vei rămâne omul care ești. O să-ți amintești că erai copil și că mama te-a pleznit cam tare. Rana rămâne și în amintire, dar e ca și cum i s-ar fi întâmplat altuia. Retrăirea este pratiprasav. A-ți retrăi copilăria înseamnă a redeveni copil. Mama nu te va lovi cândva, în amintire, ci te lovește acum. Rana, mânia, antagonismul, respingerea, reacția ta, totul se întâmplă din nou. Aceasta este pratiprasav. Aceasta este terapia primară, dar și o metodă bună pentru fiecare căutător al adevărului în viață.